mă refer strict la Buzău momentan, deci deja se vede, în primul rând tineretul. În primul rând tineretul a început să plece către periferie, către liniște. Știu și persoane care și-au vândut casa, deci au plecat, nu știu ce nu le-a convenit. Sunt și persoane care caută și le place să vină aici și caută liniștea, cred, în primul rând. E foarte liniștit cartierul. Este departe de zgomotul orașului, este destul de aproape de centru și de marketurile astea care sunt destul de aproape. Sunt deci avantaje destul. Nu deranjează că nu este în centru, că este la periferia din orașului. Din contră. Cred că lumea acum are tendința să se ducă mai spre... Și la țară ați văzut prea mulți și în orașe mai spre periferie, unde e mai multă liniște. La ora asta putem vorbi de un grad de ocupare de aproape 80% din întregul cartier rezidențial. De ce vă spun asta? Pentru că la momentul final, când acest cartier va fi finalizat cu succes în totalitate, va avea undeva la 870 de familii, de unități locative, grupate în apartamente de 2, 3 și 4 camere, care duc undeva la 544 de unități locative și un număr de 326 de vile pe plus 1. Deci vorbim de 870 de familii care se vor bucura de acest cartier grandios, unic în Buzău și se pare că și unic din țară. Deci vom ajunge la un număr de aproape 3000 și ceva de suflete.